un furuncul apare de obicei în urma unei infecții bacteriene, oriunde există un fir de păr pe suprafața corpului. Zonele cel mai frecvent afectate sunt fața, toracele, umerii, antebrațele, fesele și coapsele. Cel mai frecvent microb implicat în provocarea unui furuncul este Staphylococcus aureus, o bacterie care se găsește pe piele. Furuncul este destul de contagios, iată de ce nu se recomandă ca un pacient infectat să împartă îmbrăcămintea, lingerie de pat, prosoapele sau alte obiecte cu alte persoane. Ce tipuri de furuncule există și care sunt semnele de furunculoză? Vă spunem imediat. Furunculoza este o infecție care se produce la nivelul foliculului pilosebaceu, care este provocat de un stafilococ aureu în mare parte. Unul din 20 de persoane poate avea măcar o dată în viață un episod de furuncul. Scăderea imunității, în special la persoanele imunocompromise sau cu un deficit imunitar, care suferă de avitaminoze, diabetul zaharat, sau poate fi în urma utilizării anumitor chimicale care produc o erozie a pielii și este un factor propice de a intra iarăși aceste bacterii în organism. Furunculul evoluează în mai multe stadii, dar prima stadie este atunci când pe o anumită porțiune a corpului observăm o ușoară inflamare, da, un nodul parcă mai inflamat, care începe să capete o nuanță mai roșietică, mai violacee, poate fi însoțit de durere locală. În cazurile deja mai avansate, acolo intervine și alterarea stării generale cu slăbiciune, poate fi febră. După 3-4 zile de evoluție acestui furuncul, ajungem în următoarea fază de formare a conținutului purulent a acestui nodul și atunci de obicei simptomele sunt mult mai accentuate. Poate să acopere orice zonă a corpului. Preponderent mai afectate totuși este zona feței, zona gâtului, picioarele, membrele superioare. Cei mai periculoși furunculi sunt cei apăruți în zona feței și în special în zona centrofacială, deoarece avem o legătură directă cu sinusurile faciale și în caz de infecție putem obține așa o complicație numită tromboflebita sinusurilor faciale și atunci această complicație poate duce chiar la deces. În primul rând, ne străduim să menținem sistemul imun sănătos, fiindcă atunci când noi avem o imunitate bună, orice bacterie care este în mediul înconjurător nu va fi agresivă față de noi. Dacă totuși s-a produs și pacientul are un furuncul sau mai multe, atunci obligator ne străduim să nu fricționăm zona, să nu stoarcem acel conținut, dezinfectăm, limităm efortul fizic, adresăm la medic sub supraveghere. În caz de evoluție nefavorabilă, va fi necesară drenarea și antibioticoterapie, iar în cazuri mai ușoare vom merge doar pe tratament local. Revenim la subiectul furunculozei. Să știți că furunculele mici pot fi tratate și acasă, dar nu trebuie traumatizate pentru a se evita complicațiile. Astăzi, alături de medicul dermatolog Eugen Gorgos, vom analiza câteva dintre ingredientele naturiste la care apelează unii pacienți. Domn doctor, bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Sper să găsim niște răspunsuri la tema furunculoză, că este, da, mă rog, o temă care ne confruntăm destul de des, și mai ales în dermatologie, nu? Foarte frecvent se adresează pacienții cu furuncule și aici chiar este o diferență. Unii se adresează la medicul dermatolog, alții se adresează la medicul chirurg. Și metodele de tratament cred că sunt tare diferite. Diferite. Sunt foarte diferite pentru că noi, fiind în esență terapeuți, de fiecare dată vom încerca și reușim majoritatea cazurilor să le scoatem fără incizii, fără cicatrici, fără bisturiu. Medicii chirurgi, am fost învățați și noi la catedra de chirurgie,
că unde este puroi trebuie de deschis, iar asta lasă urme și asta e lucru neplăcut pentru pacienți. Să vedem ce zice domnul chirurg. Tăiem un poruncul. Livia, tu trebuie să adopți poziția de mijloc. Unde eu merg pe varianta naturistă. Te rog. Consider că acolo, într-adevăr, unde este o colecție, neapărat trebuie drenată, altfel ne complicăm. Ne trezim cu complicații. Da, noi suntem mai radicali. Am luat, am tăiat. S-ar putea, dar totuși există preparate care vor opri dezvoltarea inflamației. Sunt preparate care vor ajuta drenarea naturală, o deschidere naturală și o eliminare naturală a celui burbion. Eu propun să combinăm ambele metode pentru beneficiile pacientului. Și tratament medicamentos și chirurgical. Exact, dar eu vă zic că eu vin cu partea naturistă să vedem cât e de eficientă această metodă. De exemplu, avem pudra de turmeric. E recunoscută după culoarea intensă și după miros. Este unul dintre remedii la care lumea apelează în tratamentul furunculozei. Poate fi îngerată pe cale orală sau utilizată local. Pentru aceasta, ferbeți o lingură de praf de curcuma în apă sau lapte și beți preparatul de 3 ori pe zi. Dacă ați decis să o folosiți local, amestecați turmericul cu puțină apă și obțineți o pastă pe care trebuie să o aplicați pe furuncul cel puțin 2-3 ori pe zi. Ce părere aveți, domn doctor? Știu cu siguranță că toate aceste metode naturiste sunt bazate pe o oarecare experiență, pe un efect benefic. Iar eu, fiind medic dermatolog, fiind și asistent la catedră, sunt obișnuit să prescriu pacienților produse medicamentoase, preparate medicamentoase care au o concentrație bine determinată, în laborator, calculată, cu un efect așteptat, bine determinat. Sarea Epsom sau sulfatul de magneziu determină drenarea puroiului din furuncul. Se dizolvă în apă caldă și se aplică compresie pe zona afectată timp de 20 de minute. Cum comentăm? Da, așa este, orice sare, de fapt, aplicată prin osmoză va ajuta la drenare. Dar mai întâi de toate, problema furunculului este o inflamație foarte adâncă în piele. Da? Este o perifoliculită, chiar depășește nivelul firului de păr și a foliculului pilos. De aceea, prima ce trebuie să facilităm noi este drenarea. Ceea ce chirurgii fac cu bisturiu, iar noi aplicăm preparate keratoplastice sau gudroane. Ihtiolul folosim cel mai frecvent, sub formă de un în compresie, care și este un antiseptic, și va reduce formarea exudatului și a inflamației, dar și va facilita acea drenare care o fac alții cu bisturiu. Da, și vă asigur că din propria experiență, din pacienți, 90 și ceva de procente vor rezolva problema furuncului sau furunculelor fără a apela la chirurgie. Dar galbenelile? Antiseptic, tot le cunoaștem antiseptic, și le folosim foarte frecvent. Și dacă tot am vorbit de doctori, absolut indiferent, sunt sigur că și dermatologii, și chirurgii, și un medic de familie sau un terapeut de orice altă specialitate, în așa situații, va ști să ofere niște recomandări corecte pacienților ca să scape, ca să înceapă tratamentul, o cremă antibacteriană, un antibacterian sistemic. Sunt sigur că absolut toți o vor face. Și uite, aceste metode naturiste, eu presupun că ele se trag de mult timp, de cândva, când medicina încă nu era atât de dezvoltată și poate undeva își au și ele aplicabilitate. Să le lăsăm așa un loc și lor pentru cei care, da, sau mai bine să-l lăsăm în trecut, din cauza că avem acum o medicină modernă care a evoluat, avem doctori, avem acces la medicină. În funcție de gravitatea situației. Dacă este un caz grav, dacă vorbim de un pacient care are febră 39,5 din cauza unui furuncul, nu cred că îi facem noi infuzii din galbenele. Mai probabil o cumpărăm, tinctura de galbenele gata preparată. Dacă vorbim de o foliculită mai profundă sau un început care poate în general o să evităm alte medicamente, de ce nu? Pentru că toate metodele naturiste tot sunt bazate pe știință. Poate noi nu toate le-am studiat,
Da, ca să știm cum acționează exact extractul din planta X asupra problemei Y. Dar la toate aceste metode s-a ajuns din cauza că au avut efecte benefice asupra pacienților, da, asupra maladiei. Nu aveau medicamentele care le avem astăzi. Domn doctor, dar ne-i cunoscut faptul că mulți nu au răbdare să coacă acest furuncul sau să-l trateze și îl storc. Ce se întâmplă atunci? Sau care e riscul? Dacă strivim, este riscul că noi să răspândim această infecție prin piele, să cuprindă zone mai mari și chiar riscul de sepsis, de septicemie, de complicații care pot aduce pacientul să fie în reanimare. Deci, nu se glumește cu focarele infecțioase. Tocmai de asta, în chirurgie se știe unde este puroi. Da. Trebuie de drenat și de asanat. O să complimentez pe domnul Eugen că a fost cândva existat o metodă de puncție a colecțiilor, fără ca să faci incizie, Dar iarăși se consideră metodă nocivă, pentru că însuși puncția poate duce la aprofundarea infecției în țesut. Da. Inciziile se fac largi, plăgile deschise, ca să se dreneze bine. Dar iarăși, fiecare caz trebuie studiat în particular. Nu sunt la fel pacienții. Vorbim de un furuncul în prima zi de dezvoltare și în alte cazuri vorbim de o furunculoză. Pacientul are 15 furunculi, febră 40 de grade Celsius și risc de sepsis. O să fie tacticile diferite. Dar sunt persoane care sunt mai predispuse la face furunculoză sau se întâmplă așa, că a făcut odată, a trecut un timp și mai face? Dacă vorbim de orice boală infecțioasă, predispoziția ar urma deci ar consta în o slăbire a răspunsului imun. Deci dacă persoana are și alte probleme de sănătate, poate are focare cronice de infecție și ele doar se manifestă prin furunculoză, putem spune că ele sunt mai predispuse. Poate sunt, am avut cazuri că erau cronic înțepați de niște insecte care trăiesc în casă. Sunt cazuri în care apa potabilă sau mediul în care locuiesc este foarte poluat, ceea ce le oprește răspunsul imun și îi face foarte sensibil la diferite infecții. Eugen, eu propun să facem un calcul. De exemplu, în practica mea, un furuncul drenat se vindecă orientativ în 10 zile. În cât timp se vindecă un furuncul? În 10 zile. Tratat medicamentos. Da, și asta și este durata minimă a aplicației tratamentului antibacterian local în cazul de furunculoză sau în caz de furuncul. Deci antibioticul va fi aplicat 10 zile, cel puțin. În 10 zile? În 10. Atunci toate metodele sunt Da, dar eficiente. Vezi că în cazurile astea medicamentoase nu rămânem cu cicatrici. Așa este. Îți mulțumim foarte mult. Cu mult drag și aștept noi invitații. Apariția frecventă a furunculilor este asociată cu imunitate redusă. Prin urmare, este recomandabil să se includă în schema tratamentului acestei boli preparate imunomodulatoare care sporesc activitatea sistemului imunitar. În cazul furunculozei cronice, nu este suficient doar tratamentul local, va fi necesar și un tratament general cu antibiotic.